circulat pe tavan și trageți spre voi. În cazul ăsta, manevra se face cu astea trei degete, da? Cu degetele 3, 4, 5. După ce ați ieșit de sub torace, inversați. Faceți manevra cu degetele 2 și 3. Parte și de alta a fiecărei vertebre cervicale, pe cât se poate să fiți. Apăsați perpendicular către tavan și trageți spre voi. Dacă faceți corect, uitați-vă cum se ondulează gâtul pacientului. Da? Până la marginea osului occipital. Acolo s-ar putea să și doară puțin de el. Mai ales unde sunt contracturi. Vă așezați tălpile pe umerii gorobetelui, prindeți astfel marginea osului occipital, baza craniului. Policele să nu atingă carotida, se admite să sprijiniți ușor pe mandibulă, vă dați fundul cât mai în spate și trageți de gâtul pacientului, întinzându-l, fără să rotiți, fără să îl deplasați de la axul fiziologic. De două ori. Cum a fost? Nu. Nu, de ne-o scap lumea la ușor. După care masăm aripile nasului. De la vârful nasului către marginea nărilor. De la mijlocul nasului tot către baza nărilor. Și de la baza nasului către baza nărilor. Manevra să fie fermă, să simțiți cum întindeți țesutul. De două ori pe fiecare punct. Punctați apoi orbita inferioară. Patru puncte, minim o secundă pe fiecare punct. Folosiți arătătorul ca frână. Și atenție, arătătorul nu numai că este frână, dar punctează și zona suborbitală unde e sinusul maxilar și mușchi importanți care pleacă mai jos. Exemplu, cei care ridică unghiul buzelor. Punctați apoi cu arătătorul orbita superioară. Policele stând deasupra orbitei superioare, acționând ca frână. Puteți să vă opriți în unghiul extern al ochiului, dacă vreți. Apăsați globii oculari și mențineți apăsarea pe ei 3 secunde, repetând de 3 ori. Dacă pacientul este hipertensiv, apăsați timp de 10 secunde. Dacă este hipotensiv, de 10 ori câte o secundă. Masați tâmplele circular de 3-5 ori, preferabil în ambele direcții. Faceți netezirile pe frunte, pe 3 linii de 2 ori. Netezirea pe frunte poate să fie chiar sărită. S-ar putea să aveți surprize. Dacă pacientul, de exemplu, vine, va veni la masaj fără să se spele, va veni la voi la cabinet și nu s-a spălat pe față și a venit cu vara, cu bicicleta sau pe stradă și a bătut vântul sau cu mașina, este posibil ca particule mici de praf, de siliciu, pulver de pe stradă să fie pe fruntea lui, în foliculii unde transpiră, în găurile unde iasă transpirația. Și dacă tu freci, efectiv iriți foliculul și a doua zi iasă un corn în frunte, două și te înjură cât de la cum ai fost pe la pământ. Așa că ori spune să se spele bine cu apă și să pun, atenție că să pun ăla facilitează lubrifierea, ori dacă nu se lubrifie. Bineînțeles că dacă are evăluită fața, nu faceți asta. Așa. Deci după ce am făcut netezirile pe frunte, punctăm de la baza nasului până în creștetul capului. Circa 10 puncte. Creștetul capului este
aflat la intersecția liniilor care unesc găurile din urechi, linia care unește gaura din ureche, găurile din urechi cu planul sagital, cu axa de simetrie a capului. Iar pe ultimul punct, ăla din creștetul capului, puteți să rămâneți câteva secunde, mai ales dacă simțiți împăstat, pacientul poate să acuze durere, presiune, chiar înțepătură. Strângeți-i fățorul în enghină, pe masete, prima dată. Articulația temporomandibulară și tâmplele. Stați cu fața într-o parte când sunteți aplecat deasupra pacientului. Nu trebuie să vă miroase el usturoi ce l-ai mâncat aseară. Da? Deci stați cu cap, cu fața într-o parte, nici să vă respire el în față, nici voi să respirați în față. Așa. Mâinile la nivelul umerilor, scuturați energic, să vă sară degetele. Deci când ți-a sărit puricile de sub umbie, vine. Frecați energic palmele cu semn fierbânte. Și le aplicați rapid pe ochii pacientului, masând circular ușor. Apoi facem tapotamentul